pare că ne-am revenit și puteam merge mai repede. Și am găsit un AK-47 mult mai bun decât acel mini AK. Și pe cum puteți vedea, avionul este complet distrus. Dar probabil că mai sunt din amici vii. Și am intrat din nou într-o zonă de război. Probabil că suntem într-o bază militară. Să încercăm să nu murim și să ne ținem după Leonid. Oh, și am murit. Din cauza unei grenade. Încercăm din nou. De data aceasta o să luăm pe aici, prin dreapta. Și sperăm să fie cu noroc. Aruncăm niște grenade pentru că am găsit 3. Presupun că ar trebui să mai zic-o și mai dăm ceva. Bine, să continuăm. Se pare că nu vrea să vorbească, este foarte timid. Este prima sa apariție. Aruncăm din nou o grenadă și ne retrage. Nu mai dăm niște headshot-uri. Să înaintăm. Încep să se împuțineze inamicii. Acum ne vom întoarce la președinte, că se pare că sunt atacați. Și ne apropiem. Schimbăm înapoi în alta K. Și ne-am întâlnit din nou cu președintele și cu ceilalți aliați. Și a venit un elicopter și cred că va trebui să ne urcăm în el. Așteptăm să urce președintele, deschidem ușa și se pare că elicopterul este pilotat de ruși și vom fi împușcați. Și îl vor răpi pe președinte. Mai bine să te ajut. Așa nu luam un headshot foarte frumos. Acest Makarov vrea ca Rusia să cucerească toată Europa. Nu știu ce ar face cu ea, că și așa Rusia e de două ori cât Europa ca mărime. Dar fiecare cu problema lui. Și ne va împușca încă o dată. Și acesta este finalul videoului. Eu sunt Mădălin. Iar eu sunt Mădălin. Eu sunt Cosmin. De data viitoare.